Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum era și firesc, de fapt, tot dezastrul cu bursele de merit a ridicat întrebări serioase privind tratamentul egal al elevilor din România. Avem acum copii cu media 9,50 care, potrivit regulilor bizare ale Ministerului Educației, nu merită bursă. Și avem elevi cu medii sub 5, cărora, din punctul de vedere al aceluiași minister, li se cuvine bursa de merit. Și e uluitor că de săptămâni întregi deja, ca să nu mai vorbim și de perioada de dinaintea intrării în vigoare a acestei măsuri ciudate, dar oricum, de când a devenit evidentă problema imposibil de contestat, de săptămâni întregi, ministerul condus de Ligia Deca se tot învârte în jurul cozii, fără să ia vreo măsură reală de corectare a acestei aberații, pe care chiar ministerul a creat-o până la urmă. Adică deja nici nu mai pare o greșeală. Că atunci când greșești și ți se atrage atenția, dacă ești onest, te corectezi cât mai rapid. Dom'le, am greșit. Asta e greșeala recunoscută, nu e pe jumătate iertată. Dar deja pare o chestiune de orgoliu, e de încăpățânare, de fudulie țâfnoasă, așa. Adică nu corectăm. Că dacă corectăm, asta ar însemna să admitem că am greșit. Așa că dacă nu reparăm, înseamnă că nici n-am greșit. O logică strâmbă, dar e singura explicație pentru ce se întâmplă. Și în acest context suprarealist, iată, Consiliul pentru Combaterea Discriminării se pregătește să intervină printr-o anchetă și posibil și cu o amendă împotriva Ministerului Educației. Ar fi culmea rușinii ca Ministerul Educației să fie amendat pentru discriminarea elevilor din sistemul de educație pe care îl coordonează. Pentru discriminare. CNCD a primit sute de plângeri de la profesori și părinți nemulțumiți că zeci de mii de elevi, cu rezultate aproape de 9,50, nu s-au încadrat pentru bursă, în timp ce alții cu medii sub 5 primesc bursa de merit de câte 450 de lei lunar, scriu colegii de la știrile Pro TV. Stai seama în fața blocului, că se întâlnesc unul la un liceu, altul la un alt liceu, ăla cu 5, cum trece cu... cu buzunarul umflat, așa, știi? Numără bani. Hârtii de 10, să fie mai... Cât ai, mă? 9,50? Da, ai făcut, mă. Și firesc, nu? Ca părinții și elevii buni să fie nemulțumiți, să se considere discriminați. Că îi zice bursă de merit. Aproape 9.000 de elevi cu medii sub 5 primesc burse de merit. 200 dintre ei au sub nota 2. Băi, îmi vine să mă reapuc de școală. 9.000? Da. Pot fi mai bun decât 9.000. Ceva? Deci o să fie bătaie pe liceile astea mai slab cotate. Da. Deci, în mod evident, sistemul este putred, e stricat, trebuie schimbat, trebuie intervenit. Poți să dai burse de merit, este o aberație, nici nu-mi dau seama cum vorbim despre asta. E ceva de neînțeles. Ministerul Educației a creat o aberație și persistă în ea. Sunt plângeri, CNCD-ul vrea să intervină, ministerul se mai gândește. Și oricum, asta, 9.000 de elevi cu medii sub 5 burse de merit, 200 dintre ei au medii sub 2, toată situația asta mi se pare o descriere cumplit de adevărat a ceea ce a devenit meritul din punctul de vedere al guvernanților. Este complet anulat însuși conceptul de meritoriu, de premierea celui care are rezultate nu doar la învățătură, în general merit, da? Peste standarde, peste medie. Asta înseamnă meritul. La noi se premiază meritul de a fi sub standarde, cu mult, adică sub 5, nu că ai 7, ești mediocru și e bursă de merit. Bă, ai 2 și îți dă statul român bursă de merit. Este de neînțeles. Și între timp, ministrul Ligia Deca, care se datorează toată această harababură, lansează baloane de încercare. Adică în loc să intervină și să revină la sistemul vechi, să anuleze asta, să facă ceva repede, propune 3 variante de lucru. Instituirea unui prag minim pentru bursa de merit, ok, revenirea la departajarea între bursa de merit și cea de studiu, sau instituirea unui tip de bursă care se numește, sau s-ar numi, de progres școlar. Mm. Adică numai păcăleli, în loc să ia decizia corectă, face figuri, dansează menuet, hai să vedem cum putem să îmbunătățim sistemul. Nu, sistemul este stricat, nu e de îmbunătățit. Adică sistemul funcționa, l-ai stricat, adu-l înapoi pe ălaltul.
De acord. Ce facem aici? Burse de progres școlar? Poate să instituim un prag? Poate să revenim la sistem? Poate... Ce atâta dezbatere? Nici o dezbatere. Fă ce trebuie să faci. Doamne, există o regulă valabilă în foarte multe domenii. Dacă funcționează, n-o repara. Asta odată. Și mai e un proverb bun sau o zicală bună pentru situația dumneavoastră. Dacă ai căzut în groapă, măcar oprește-te din săpat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.